Bine ați venit la Idis Viitorul. La acest eveniment, această audiere publică, vom semna împreună cu dumneavoastră, zică, cum poate Chișeul Unic să devină o soluție eficientă pentru serviciile publice prestate business-ul la nivel local. O problemă majoră, o problemă cu care se confruntă business-ul în mod special la nivel local și, la moment, o soluție pentru oameni de afaceri nu există. Chiar dacă sunt anumite inițiative pozitive la nivel central și funcționează, nu putem spune același lucru despre nivelul local. Pe de o parte, autoritățile publice locale trebuie să fie instruite, documentate, pe de altă parte, business-ul trebuie să vină cu o inițiativă foarte bine calculată, astfel încât ghișeele unice să funcționeze, să fie eficiente. Înainte de a trece la mai multe detalii, vreau să-l prezint pe colegul nostru, domnul Vladimir Chidilică, care este vicepreședintele Comisiei de Comerț și Industrie, și a venit cu plăcere la acest eveniment. Vă mulțumesc, domnule. Salut și eu toată lumea și prezența dumneavoastră în această sală. A trecut un an, practic zilele acestea, de când voi, ne-am asumat niște obiectivi și eu cred că această audiere publică de astăzi este un rezultat a activității noastre și parcursul acestui an. Eu, la rândul meu, vreau să mulțumesc tuturor acelor care au participat activ în deosebire experților de la Idis Viitorul, care au depus un efort pentru a familiariza atât mediul de afaceri din teritoriu, cât și administrații. Noi, Camera de Comerț, pe parcursul acestui an, tot am lansat agenda locală de business, în cadrul căreia audierile publice își au rolul lor și locul lor foarte important. De aceea, eu cred că acest instrument va ajuta numai mediul de afaceri și administrațiile locale pentru a implementa și a simplifica procedurile de obținere a în cazul temei de astăzi a certificatelor, a documentelor respective. Tema care este, a fost aleasă, eu cred că este o temă foarte importantă pentru dezvoltarea afacerilor, pentru simplificarea procedurilor. Și noi, Camera de Comerț, am avut o experiență, din păcate, nu chiar a fost totul realizat. Avem și colegii mei vor vorbi astăzi o experiență tristă. Ideea despre Chișeu Unic a trecut, practic au fost create în mare majoritate a raioanelor, dar au trecut din subordinea independenței în subordinea celor care eliberează certificatele. Și atunci efectul Chișeului Unic, vreau să zic că a fost diminuat. De ce? Eu vreau să vă doresc astăzi tuturor participanților succes în această activitate și sperăm parcursul anului viitor vom continua cu așa evenimente care să întărească această poziție și să fie mai bine ascultată poziția business-ului și a celor care acordă suport business-ului atât la nivel local cât și la nivel central, pentru că multe lucruri se întâmplă în cadrul legislativ, de pildă ghișeile unici în legea despre administrația publică locală, acolo și-a făcut modificarea. Deci eu vă doresc succes și aceste audieri sunt necesare și cu această a meu cuvânt de salut vreau să fie transformat într-un început a unor evenimente nu numai în Chișinău, dar să ne mai ducem și în teritoriu. Mulțumim frumos. Vreau să prezint Comisia de Experți Audierii Publice, doamna Tatiana Lariușan, pe care o cunoaște toată lumea, coordonator ANB, senior expert economic Idis Viitorul, domnul Ion Tordea, expert economic Idis Viitorul, secretarul Comisiei de Experți Audierii Publice, domnul Alexandru Pelivan, directorul proiectului USAID de susținere a autorităților locale din Republica Moldova, la multă lume îl cunoaște, din proiectele care au fost implementate în localități,
Domnul Ruslan Bădeanu, expert a Institutului pentru Politici și Reforme Europene, și domnul Vitalie Ioniță, expert Business Research Company, companie destul de cunoscută în Chișinău. Îmi permit încă o dată să o prezint pe doamna Corina Dragomirescu, venită special de la Timișoara, Academia de Advocacy, instituția de la care am preluat, am învățat metodologia actuală a audierii publice. Înainte de a trece nemijlocit la desfășurarea audierilor, eu o să-mi permit să punctez unele momente din regulamentul privind desfășurarea audierilor publice, astfel încât să fie clare pentru toată lumea. Noastră ați prezentat depoziții scrise, care au fost recepționate către colegii mei aici la IRIS Viitorul. Avem la moment un număr de 25 de depoziții scrise. Ulterior, toți cei care au făcut depoziții scrise vin să prezinte depoziții verbale în fața dumneavoastră. Este un moment foarte clar, care trebuie luat în considerație. Sunt invitați sau prezintă depoziții verbale doar acei care au făcut depoziții scrise. Este o regulă care o respectăm parcursul desfășurării audierilor publice. Vorbitorii sunt invitați aici la microfon, în fața auditorului, și timp de 3 minute prezintă ideile, viziunile, soluțiile vis-a-vis de problema formulată. Exact 3 minute. Urmăriți foarte atent cronometrul, care este atât în față, cât și vă rog să vă încadrați exact în timpul respectiv. Ulterior, dacă este necesar, comisia de experți poate formula întrebări de clarificare, numai întrebări de clarificare, la care vorbitorul răspunde numai mult de 30 de secunde. Încă o dată, repet, numai mult de 30 de... numai mult de un minut. Întrebarea durează numai mult de 30 secunde, iar vorbitorul răspunde numai mult de un minut. Atât aceste reguli trebuie luate în considerație. La final, secretarul, împreună cu membrii comisiei, vor face o sinteză în baza concluziilor, ideilor, viziunilor dumneavoastră, încă o dată repet, în exclusivitate, în baza ideilor, concluziilor, viziunilor dumneavoastră. Și vom face cunoștință cu toate aceste idei printr-o lucrare, prin materiale care vor fi plasate și pe site, la care dumneavoastră o să aveți acces liber.